Hello, astăzi fac una dintre mâncărurile mele preferate, jacket potato. Avem nevoie de niște folie din aluminiu, știu că nu e sănătoasă, dar la rețeta asta eu o folosesc. Și înfășurăm cartofii unul câte unul și apoi îi punem în tavă pentru a fi copți. Rețeta aceasta este și o rețetă sănătoasă. Am terminat de înfoliat cartofi. Apoi punem tava în cuptor la 180 de grade pentru o oră, o oră și 20. Între timp cât se coc cartofii, între timp pregătim salata și toppingul. Avem nevoie de 3 legături de ceapă verde tăiată mărunt, o mână de salată creață, 2 roșii pe care le-am tăiat fideluțe, o ceapă roșie, un castravete feliat, asezonăm salata cu sare, piper, oțet și ulei de măsline și salata este gata. Între timp s-au copt și cartofii pe care i-am tăiat în două, apoi punem puțin unt și cașcaval. Doar foarte, foarte puțin. După ce am pus untul și cașcavalul, dăm tava la cuptor pentru încă 10 minute. Am făcut maioneza în casă, am pus porumb, o conservă de porumb spălat, clătit, și o conservă de tuna. Apoi am asezonat cu sare, piper, pătrunjel. Și am amestecat toată compoziția bine. Cartofii sunt gata și îi așezăm în farfurie. Adevărul că oriunde unde merg la puburi, asta este mâncarea care o comand eu și care o caut la toate puburile englezești. Pentru plating am pus un strat de salată, apoi cartoful în mijloc, unul sau doi, după cum preferați. Și în interiorul cartofului punem tuna. Și așa arată jacket potato cu tuna. Poftă bună!